Anul 2021 a venit și cu locuințe mai scumpe. Piața imobiliară dă deja în clocot. Cluj-Napoca a devenit orașul cu cele mai mari scumpiri. Acolo, metrul pătrat a ajuns să coste peste 1.700 de euro. Și în alte orașe mari, prețurile au crescut. În aceste condiții, pentru a suporta cât mai ușor povara unui credit, românii trebuie să învețe să economisească înainte de a se împrumuta, spun specialiștii. Băiatul meu și-a cumpărat acum vreo 3 ani. Am văzut că cresc prețurile pe mine, la o vârstă sau la casă nu mă interesează. Cresc, dar veniturile rămân pe loc, nu poți să trăiești, de aia mulți copii pleacă afară, nu poți să trăiești cu un salariu net, e undeva la 1380, până în 100, 1000, cât vine, 14 milioane vechi, nu poți să trăiești cu așa ceva. Dacă îți plătești telefonul, utilitățile, rămâi practic fără nimic. Pentru visul de a fi proprietari, mulți se îndatorează până aproape de vârsta pensionării. Creditele au luat avans. Numai în 2019, românii s-au împrumutat de 13 miliarde de lei, iar valoarea medie a unui credit imobiliar a fost de 25.000 de lei. Datorită faptului că aici este puterea de cumpărare fiind foarte mică și automat au sărit prețurile foarte mult. Crezi totodată că un tânăr, să zic așa, la început de drum își permite să-și ia o locuință? Nu. Sunt salariile mici, minimul pe economie. De exemplu, la noi singur punct e fabrica de cablaj auto, restul ce mai sunt serviciile alte. De altfel, acesta este și sfatul specialiștilor. Înainte de a ne cumpăra o casă prin credit bancar, să ne asigurăm că ne-o permitem. Apoi trebuie să avem în vedere și cheltuielile suplimentare, cele cu agentul imobiliar, cu avocatul, cu notarul. Toate acestea pot costa câteva mii de lei sau chiar 10.000 de lei, în funcție de valoarea casei. La salariile astea nu prea. Nu știu. Ce credeți dumneavoastră că ar fi de făcut? Păi singura soluție să fie salariul mai mare. În marile orașe țineți cont că și viața este mai scumpă, nu doar locuințele. Prețurile apartamentelor au crescut în toată țara, însă de departe cele mai mari scumpiri se înregistrează în Cluj-Napoca. Într-un an de zile, prețul unui metru pătrat a crescut cu peste 10%, de la 1.500 de euro cât era în decembrie 2018 la peste 1.700 de euro acum.